Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Noi ieșenii vom putea circula cu autobuze și tramvaie noi până la finalul acestui an. Vom discuta în cadrul emisiunii de astăzi despre acest subiect, despre flota companiei de transport public Iași, despre vehiculele vechi, ce se întâmplă cu ele, dar și infrastructura de transport public. Toate detaliile ni le va expune în cadrul emisiunii invitatul meu, domnul Cristian Stoica, directorul companiei de transport public Iași. Bună ziua și bine ați revenit la noi! Bună ziua și dumneavoastră și privitorilor noastre. Vești bune! Da, într-adevăr, ne apropiem pe ultima 100 de metri în ceea ce privește furnizarea tramvaielor, primelor din setul celor 16 care vor fi furnizate de către compania poloneză. Uh-huh. Și chiar am fost invitați acolo să facem o primă recepție a tramvaielor. Săptămâna viitoare urmând să mergem acolo și să vedem exact punct cu punct ce s-a cerut și ce s-a realizat din acest tramvai. Cum arată aceste noi tramvai? Ce capacitate au? Deci ele au 300 de persoane maxim, au o lungime de aproximativ 30 de metri. Comparativ cu tramvaiele pe care le avem în momentul de față? Aproape de lungimea celor roșii din Elveția, dacă știți, okay, care da, circulă da, pe traseul 9. A celor care circulă pe traseul 9, cam aceeași lungime. Bineînțeles, dotările sunt cu totul diferite. Podea joasă, aer condiționat, tot ce înseamnă echipament electronic de ultimă generație, echipament de validare a cardurilor și multe alte facilități. Câte vom avea până la finalul anului? Din partea companiei poloneze, 16 bucăți, așa s-a promis, și din partea companiei turcești în jur de 4 sau 5 tramvaie. Cam cât acoperă acest număr, acest total din necesități? Acest număr undeva la un 10%, să spunem, din totalul capacității. Eu zic că la traseele actuale pe care le avem și pe care vrem să le mai schimbăm un pic, să înlocuim autobuzele cu tramvaie, cred că undeva la 100 de tramvai ar fi ok la actuala tramă de tramvai din municipiul Iași, de acest tip și această capacitate. Bineînțeles că ele în funcție de încărcare pot diferi ca lungime. Nu neapărat trebuie să fie toate la 30 de metri, pentru că în afară la orele de vârf, sâmbăta, duminica, cererea este mai mică. Da, da, da. Deci nu putem vorbi momentan despre o schimbare completă a parcului auto. Nu, pentru că vă dați seama, la aceste prețuri, 2 milioane și 2,2 milioane de euro, o bucată nu este la îndemâna unui oraș ca să-și cumpere. Trebuie fonduri europene în continuare și accesate aceste fonduri, astfel încât să reînnoim flota încetul cu încetul. De altfel, nici marile orașe din Germania nu și-au permis să înlocuiască dintr-o dată. Au durat 10 ani, 15 ani, până au înlocuit toată flota. Da, este un început acesta clar. Abia așteaptă ieșenii acest lucru. Ce ne puteți spune despre autobuze? Și îl merită, nu numai că merită acest lucru. Pornim, e de la sine înțeles. Da. Despre autobuze, din câte știu eu, sperăm să vină până la sfârșitul anului, dar este termenul prea strâns, având în vedere stadiul și cum a fost predat, cât de târziu a fost predat proiectul de la Ministerul Dezvoltării. Oricum, municipiul Iași împreună cu noi am făcut pași foarte rapizi în a stabili designul și lucrăm foarte rapid, astfel încât să scurtăm acești timpi. Dar eu știu, undeva mai sigur spre anul viitor, cred că în prima jumătate sau cel târziu în a doua jumătate, la începutul a doua jumătate a anului viitor. Câte autobuze noi urmează să avem pe străzile municipiului? În prima fază vor fi 20, okay, pentru că au fost două contracte, unul de 20 și unul de 10 metri. De 12 metri, pardon, și de 8 metri, 10 metri, okay, pardon, scuzați. La fel, ce dotări au aceste autobuze? Ce aduc în plus? Aceste autobuze, în plus, aduc cu poluare zero, din punctul de vedere al emisiilor. Uh-huh. Aduc tot așa, ca și confort, aduc foarte mult cu cele existente Euro 6, adică podea joasă, tot ce înseamnă sistem de ticketing, de infotainment și tot ce înseamnă display-uri. Singura problemă
Adică n-a fost problemă că a fost reglementată la nivel european. Aceste autobuze nu erau zgomotoase, știi? Erau periculoase pentru... Exact, exact. Așa. Acum s-a impus prin reglementări la nivel european și inclusiv producătorii de la firma poloneză sunt obligați să introducă un anumit zgomot astfel încât să simuleze zgomotul de motor, dar foarte redus, astfel încât cetățenii să fie avertizați că se apropie un mijloc de transport electric. Într-adevăr, este periculos chiar și la mașinile acestea mici electrice. Da. Nici nu-ți dai seama că a trecut. Poate fi vorba despre un copil neatent sau... Exact. Da, e o bună idee. Dar cum de s-a ajuns la concluzia că totuși sunt utile autobuzele electrice în Iași? Știu că au fost foarte multe discuții de-a lungul anilor. Da, utilitatea autobuzelor electrice, adică nu s-a pus problema despre utilitatea lor. Ele sunt utile ca orice autobuz, ca orice mijloc de transport. Avantajul lor este că deocamdată poluează cu emisii zero. Dezavantajele nu le putem ști încă, pentru că tehnologia nu este matură și la nivel de, inclusiv de Europa, nu s-au introdus flote mari dintr-o dată. Sunt 10 autobuze într-un loc, 20 într-un loc și acum tehnologia este încă în maturizare, să-i spunem. În condițiile în care nu va deveni o problemă peste 5 ani, nu vor deveni o problemă acumulatorii. Exact, care am înțeles că sunt extrem de costisitori. Sunt extrem de costisitori, dar și această problemă se poate surmonta, că există deja niște chestiuni în care sunt bateriile modulare. Dacă pică un anumit element din baterie, se poate înlocui punctual. În felul acesta mai scade din costuri, dar singura problemă este când vei ajunge la maturitate și va trebui încet, încet să consumi aceste baterii, va fi o problemă cu neutralizarea lor și atunci intervine problema mediului. Dar în primă fază ele sunt ok pentru orice oraș care vrea să ajungă la emisii poluare cât mai reduse. Da, da, da. Faptul că avem foarte multe dealuri, suișuri, coborâșuri, este un impediment? Nu. De obicei, la autobuzele electrice, fiind o zonă colinară, poate fi și un avantaj. Depinde foarte mult de modul în care conduci. Okay. Consumi, într-adevăr, când urci, dar poți să... Economisești la coborâre, nu? Exact, sau chiar să-și încarci acumulatorii la coborâre. Urmează să fie instruiți șoferii care vor conduce aceste autobuze? Au și la bord, vor avea și la bord anumite indicatoare care va arăta cum există și la mașinile electrice, autovehicule electrice actuale, autoturismele de fapt, îi arată exact zona optimă în care trebuie să apese pedala și viteza care trebuie să circule, astfel încât să consumi cât mai eficient. Se și spune că pentru o bună păstrare și funcționarea unui autoturism, a unui vehicul, contează foarte mult și cel care îl conduce, șoferul. Cu siguranță. Trebuie cum să vor fi, sau există vreo selecție a șoferilor care urmează să conducă aceste autobuze? În aceste contracte de achiziție avem și capitole separate de instruire nu numai a șoferilor, ci chiar și a persoanelor muncitori din cadrul echipei de întreținere, mentenanță, și a tuturor factorilor care contribuie la buna desfășurare. Deci ele vor fi cunoscute și vor exista instruiri prevăzute. Vă așteptați să crească și costurile de întreținere? Exceptând problema acumulatorilor. În mod normal, la tehnologia care s-a ajuns acum la autobuzele electrice, dacă totul e ok, cu excepția acumulatorilor, că aici avem un... N-avem toată experiența necesară, că nu există experiență la... Poate în China există, nu știu. Nu cred să fie mai costisitoare, dar muncitorii care vor trebui să le întrețină trebuie să fie mai calificați. Pentru că nu vor fi intervenții brute la el, dar va trebui să faci diagnoze și să... Plus că modalitatea de schimbare a acumulatorilor, fiind tensiuni foarte mari, va trebui cu... Deci va trebui să fie acum un mecanic auto, dar cu cunoștințe electrice, adică un fel de electromecanic. Da, da, da. La fel, necesită probabil niște cursuri, nu? Da. Mai avem încă, din fericire, oameni, pentru că, din păcate, tineretul care vine din spate nu prea se mai apleacă. Ei se îndreaptă către alte direcții pe câmpul muncii. Da, e interesant. Sunt la mare căutare aceste meserii, nu? Da. Păi meserii de
tehnicigiu auto, mecanic auto. Și sunt și plătite bine din câte cunosc. Vor fi din ce în ce mai bine plătite pentru că vor fi din ce în ce mai puține. Am înțeles. Cererea va fi mare. Da, da, da. Ați stabilit trasele pe care vor circula autobuzele electrice? Da. Pentru aceste tip de autobuze de 12 metri, traseele vor fi legăturile cu Dacia și Copou în prima fază, pentru că ele nu vor putea întregi toată plaja de încărcare, pentru că ele au fost, stațiile de încărcare au fost gândite la pachet pentru cele 44 de autobuze. Și atunci vom avea din Dacia traseul 52-36 care vor traversa până în Copou orașul, urmând ca în momentul când vor veni și celelalte de 10 metri să extindem traseele 28. Ok. Da. Și, mă rog, o să mai vedem atunci când vor veni exact cum le vom putea, în funcție de și de implementarea stațiilor de încărcare, pentru că și aici există o problemă. Trebuie să vezi de unde e puterea necesară încărcării și la ce distanță, unde e stația furnizorului de electricitate, astfel că să asiguri puterea necesară încărcării. Ce autonomie are un astfel de autobuz? În caietul de sarcini a fost impusă o autonomie de, dacă nu mă înșel, minim 60 de kilometri, dar ei au venit cu o autonomie de 140 de kilometri. E satisfăcător, nu? Da, noi sperăm să fie și mai mare, că ne-au prezentat și acum o discuție în care pot mări capacitatea la acumulatori, fără a modifica prețul, pe tehnologie mult mai avansată și cred că vom reuși să mărim autonomia. Autonomie care trebuie, adică va fi limitată de două chestiuni. Iarna de funcționare a încălzirii, în momentul când stai în coloană, el consumă din acumulatori, și vara aer condiționat, dacă tot așa stai în coloană și nu mergi. Dacă mergi, e altceva, se încarcă bateriile, pot, dar așa dacă stai în coloană și asta, deci ele vor fi pentru un mers lansat și să nu stai. Dacă stau, atunci consumă mult mai mult. A, deci automat pe trasee mai puțin aglomerate. Da, ceea ce este greu în anumite ore din zi. Să înțeleg că traseul 41 iese din discuție. E unul dintre cele mai aglomerate acesta. Da, da. Traseul 41 am adus autobuze articulate și am introdus pe acest traseu. Este într-adevăr aglomerat, dar este aglomerat și din cauza faptului că există un singur drum de fluiere din zona unde s-a construit în afara Iașului după exact, Cug. Și este un drum pe două benzi. Da, nu seama, oricâte autobuze am pune în coloană, nu știu cum vor putea face față. Cât durează o încărcare la acest? În principiu, încărcare 6-8 ore. Depinde. Dar maxim 6 ore s-a cerut. Acum depinde de circumstanțe, de temperatură, depinde de serie de factori. Am înțeles. Deci e un timp rezonabil, dar poate fi înlocuit, nu? Din punctul nostru de vedere, timpul este rezonabil. Pentru încărcarea rapidă, în schimb, se încarcă câte 10-15 minute la capăt și atunci poate să mai ducă încă două curse, trei. Deci va trebui să gândim un management al lor cu încărcări noaptea, în general, totale 6 ore și ziua când este nevoie la capete de linie. Da, mă bucur această veste, dar pe de altă parte mă gândesc la faptul că în scurt timp, după ce vor fi introduse pe străzile din municipiul Iași, vor apărea și problemele, în sensul că sunt și oameni care nu respectă ce e nou, ce e frumos. Ce aveți de gând să faceți din acest punct de vedere? Poate să montați niște camere de luat vederi pentru a-i putea surprinde pe cei care distrug bunul public? Da, trebuie să spunem că avem o experiență cu autobuzele care au venit ultimele Euro 6 pe motorină și aveam și noi această temere înainte de a veni aceste autobuze. Sincer, am avut o surpriză plăcută, că în general ele au fost păstrate. Fiind cazuri izolate comparativ cu anii trecuți, când se smulgeau scaune efectiv, se tăiau husele, tot ce înseamnă, și am avut o surpriză plăcută că ieșenii le-au respectat și
faptul că era nou și ofera condiții a impus un anumit respect. Nu zic că n-au mai fost chestii izolate cu grafiti, cu gumă pe șezut, cu... dar aici cred că este și problema familiilor care trebuie să-și educe copiii de mici. Dar în același timp ar putea fi montate niște camere de luat vederi? Ele vin în dotări cu camere toate. Okay. Toate. Cât de mult funcționează aceste camere? Funcționează, că le controlăm în fiecare seară când vine să descarcă imagini. Avem o corespondență zilnică, aș putea spune, pe cauze cu poliția care ne cere înregistrările din mijlocul de transport. Deci ele funcționează. Că altfel... Și există și pârghii de a-i sancționa pe cei care au comis de infracțiune până la urmă. Chiar am avut de la poliție feedback în sensul în care s-au rezolvat niște cazuri, chiar cu hoți din buzunare care au fost identificați. Da, da, da. Și multe alte acțiuni care au fost întreprinse de ei. Apropo de graffiti, știu că sunt multe țări în care tramvaiele vechi, autobuzele vechi au fost cosmetizate astfel. S-a agreat această idee. Da. Dacă țineți minte, noi în fiecare an la ziua transportatorului, când era înainte de pandemie, aduceam copii să se familiarizeze cu mijloacele de transport, cu muzeul, mijlocul de transport, cu tramvaiele, cu papatramul. Și una din acțiuni era să le arătăm cum se face curățenie în tramvai și cât durează dacă pui o gumă. Și de asemenea, într-un an am... un tramvai, am discutat cu doi artiști din aceștia în graffiti și au venit și l-au făcut efectiv cu graffiti și l-avem și acum, acest tramvai. În viitor, dacă nu era pandemia, chiar și în halele de întreținere vreau să facem un pereti cu graffiti, întrucât știți că noi mai organizăm spectacole în zone de-astea neconvenționale. Da. Cât de vechi este flota companiei de transport public Iași și cât mai poate circula? Cel mai vechi tramvai este tramvaiul 100, care are 100 și ceva de ani. Ăla tramvaiul cu care se plimbă copiii. E de promenadă, e acceptat acela. Așa. În rest, celelalte, cele mai vechi sunt 1964, modernizate în 90-94 și mai noi sunt din 89-93 cu modernizare în 98. Ce reprezintă o modernizare? O modernizare înseamnă înlocuirea interiorului la standardele actuale, cel puțin așa fac cei din Germania. Și înlocuirea, întrucât la o perioadă de 10 ani, de obicei, componentele electronice se schimbă și nu mai găsești. Și atunci trebuie să faci un, englezii spun refurbish, trebuie să faci o chestie în care să înlocuiești efectiv cu componentele existente și să le integrezi astfel încât să poți să mai găsești o perioadă de 10 ani aceste componente, să poți să le întreții. Bineînțeles că aceste componente contribuie și la reducerea consumului de energie, da? Și la reducerea timpului de mentenanță și multe alte avantaje. Practic, dacă este bună carcasa, nu s-ar indica neapărat să fie schimbat, nu? Dacă se pot aduce aceste ajustări. Da, dar cu o singură condiție. Sunt foarte greu de adaptat ca nivel de acces pentru persoane cu dizabilități. Adică cu podea joasă. Da, da, da. Nu asta este singurul motiv pentru care ele, în mod normal, nu merită să investești, pentru că, practic, trebuie să reconstruiești tramvaiul de la zero. Înțeleg. O astfel de ajustare, la ce costuri se ridică? Aș vrea să punem balanța achiziționarea unui tramvai nou și retușarea unui sistem. Pot să vă dau un exemplu cu tramvaiul care a fost modernizat la Pașcani, care a costat, din devizele pe care le-au prezentat dânsi, aproximativ 500.000 de euro. Dar nu au reușit să rezolve chestiunea cu podeaua joasă. Pentru că însemna, practic, să reconstruiești tramvaiul de la zero. Da, în momentul de față, cum funcționează? Dacă este un pasager în scaun cu rotile, cum este facilitat accesul în tramvai? În momentul de față, în tramvai nu prea facilităm, decât că avem la nivel... Sunt și tramvaie care n-au două trepte, au o treaptă la intrare și atunci s-a făcut refugiu la nivelul treptei respective, astfel încât să poată să intre. Dar asta e doar la ușa din spate. Înțeleg.
Adică nu este ușor, nu este facil accesul. Am mai avut noi niște proiecte pilot în care am montat un lift din asta ca să putem să-l ducem, dar este greu de lucrat. Durează foarte mult în stație. Da, da, da. În medie, care ar fi durata de viață a unui autobuz sau tramvai? Durata optimă? Deci, din punct de vedere al legii amortizării, este 8 ani. Din punct de vedere tehnic, în funcție de modul de întreținere, am avut și autobuze care au 15 ani de când funcționează și tramvaile cu atât mai mult, au în jur de 30 de ani. Da, deci solicitările sunt diferite la tramvaie, o caroserie de autobuz și una de tramvai. Să înțeleg că sunt mai fiabile tramvaile decât autobuzele? Eu întotdeauna am spus că un sistem de transport trebuie să aibă două componente, în afară de confort minim și tot ce înseamnă punctualitate. Am zis că trebuie să aibă capacitate care dă tramvaiul, pe care o dă tramvaiul, și flexibilitate, mobilitate. Da, da. Pentru că în dinamica unui oraș nu poți să construiești imediat ce a apărut un cartier să construiești o linie de tramvai. Exact. Atunci trebuie să suplinești până reușești să construiești acea linie de tramvai cu autobuze. Sau cu autobuze electrice, sau cu troleibuze cu autonomie. E o variantă bună aceasta a troleibuzelor? Știu că sunt foarte mulți cei care tânjesc. Da. În acest moment, cred că ar fi o soluție bună pentru troleibuzele cu autonomie din cel puțin două puncte de vedere. Unul ar fi că acum, fiind cu autonomie, el nu va mai fi legat de rețea decât în locurile unde strada permite, adică trama stradală este foarte lată și atunci acelea vor fi zonele în care se va încărca troleibuzul, urmând ca să coboare captatorii și să meargă pe acumulatori până la capăt de linie sau în afara orașului, el având autonomie de 30-50 de kilometri. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, are un avantaj. Al doilea avantaj care ar fi este că numărul de acumulatori ar fi mult mai mic comparativ cu un autobuz electric și atunci impactul costurilor ar fi mult mai mic. Și se comportă tot la fel ca un autobuz electric. Ce rol joacă digitalizarea în cadrul companiei și în toate proiectele pe care le gândiți pentru municipalitate? Așa cum ați văzut de-a lungul timpului, am încercat să introducem și am reușit să introducem toate sistemele de plată posibile. Mai avem unul pe care îl vom introduce odată ce se va finaliza licitația pentru ticketingul electronic, dar nu va diferi mult față de actualul. În schimb, chiar acum zilele acestea vom promova, am văzut că nu prea este utilizat, inclusiv posibilitatea ca la POS-urile din autobuz să pot fi folosite aplicația Apple Pay, Apple Pay, Google Play. Play. Și atunci, sau Google Pay, da, Google Pay. Și atunci doar trebuie să apropii după ce selectezi acolo, exact ca un POS, se comportă și apropii telefonul și bun, ai făcut plata. Și o să promovăm în continuare această, pentru că până acum nu prea s-a promovat, dar am văzut că din ce în ce lumea este mai lejeră în a folosi aplicația cu telefonul, în care nu mai scoate card, nu mai are grijă cardului. Și atunci vrem să o promovăm și pe aceasta. În rest, în anul viitor, dacă se finalizează cu bine licitația pentru ticketing electronic, sperăm să introducem un card care va putea fi chiar și card bancar și va fi o aplicație gen, se numește ABT prescurtat, Account Based Ticketing. Adică este o posibilitate de a-ți cumpăra bilete pe baza unui cont al tău pe care îl faci cu banca și poți să-l folosești oriunde în țară, chiar și în lume dacă banca are respondenți, astfel încât plata serviciilor să se facă, nu contează dacă ești la Iași sau și ai validat cu cardul de Iași, ești la Cluj, validezi cu cardul de Iași la Cluj, clearance-ul, plata, adică se face în fiecare operator, în funcție de zona unde ești. Acest lucru va facilita foarte mult folosirea transportului public și să nu mai ai griji să mai cauți bilet. Exact. Sunt la Cluj, caut bilet de Cluj. Sunt la Iași, caut bilet de Iași. Deci va fi o revoluție, sper eu, în domeniu.
toată această revoluție în domeniul tehnologic îi bucură pe cei din tânăra generație, clar, și tot acești tineri spun că până ar trebui să renunțăm la acele puncte în care se vând fizic tichete. Că e vorba de spațiu, e vorba și de costuri, salarii pentru toți oamenii care lucrează acolo. Da, dacă ați observat de-a lungul, cel puțin în ultima perioadă, odată cu introducerea tehnologiei, am redus numărul de tonete și dispecerate, astfel încât acum am ajuns la 20 de unități, unde noi nu vom putea renunța la acestea, întrucât noul sistem va trebui să ai, în noul sistem introdus, va trebui să ai locuri unde personalizezi cardurile. Adică se eliberează, se pot încărca, se pot reîncărca și atunci un număr minim de tonete va trebui. Plus că mă gândesc și la vârstnici până la urmă. Da. Lor le este mult mai comod și mai la îndemână. Deocamdată există o pondere foarte mare de vânzare a biletelor de hârtie. Odată cu introducerea acestui sistem, încet, încet vom renunța la biletele de hârtie, pentru că ele vor fi transformate cu ajutorul acestui card, inclusiv poți să încarci călătoria, ca și cum ți-ai cumpăra bilete. Da, da, da. Portofel electronic se va numi. Și tu îți încarci numărul de călătorie, adică numărul de bilete. Exact. Care scanezi după aia și îți descarcă până... Încet, încet vom renunța, sper eu, dacă se implementează la anul, în 2 ani sau mai devreme, depinde de cum... Dar în celelalte orașe în care s-a implementat, destul de repede s-a renunțat la biletele de hârtie. Este necesară și o majorare a prețurilor? Dacă discutăm de dinamica prețurilor și de faptul că din 2018 nu s-au mai modificat prețurile la transportul public și dacă luăm în considerare și facilitatea, care este biletul de 2,50 valabil 2 ore, adică practic prețul lui, dacă faci o transbordare dimineața, e 1,25 lei. Da. Calculele au fost făcute la nivelul prețurilor de tot ce înseamnă combustibil, energie, cheltuieli cu munca, la nivelul 2018. În principiu s-ar impune, dar tatunăm, mai stăm, ne uităm să vedem exact dacă era, am fi fost la nivel de 2019 ca vânzări, cred că nu se impunea. Dar pandemia și scăderea vânzărilor directe cu aproape 30%, vă dați seama că este imposibil aproape să menții prețul actual de bilet. Dar evaluăm, încă nu ne putem pronunța că... Da, mă gândesc că afectează și faptul că sunt atât de multe mașini pe stradă și ieșeni în continuare preferă să se deplaseze chiar și singuri în mașină, în detrimentul transportului public în comun. Da, pot să vă spun că dacă discutăm de 2019, când era un trend ascendent și lumea chiar ajunsese să folosească transportul public, a venit pandemia care a spus că nu e bine să călătorești la un loc și să călătorești cu mașina personală ca să nu se răspândească coronavirusul. Dar și lucrurile sunt organizate în cadrul mijloacelor de transport public. N-am văzut niciun studiu. Toată lumea poartă mască. N-am văzut niciun studiu care să atestic, domnule, în transportul public s-a extins virusul, s-a transmis virusul. Sau... Este probabil să se transmită, dar din cauza apropierii oamenilor. Da, este probabil. N-am văzut. Și noi am luat măsurile chiar înainte de începerea pandemiei, noi am luat împotriva virusului gripal. Pandemia a început prin martie 2020 și noi din februarie, cu la cererea și cu sprijinul primăriei, am început să dezinfectăm din cauza virusului gripal. Continuăm și astăzi. Da, continuă. Toate măsurile încă se mențin. Am mai redus din frecvența intervențiilor, că făceam în fiecare zi. Dar la capete și la, în garaj se face. Am înțeles. Da, dincolo de toate proiectele majore, am mai primit și un mesaj pe care aș vrea să vi-l redau. Se plânge foarte multă lume de faptul că în mijloacele de transport se întâmplă să fie și mizerie. Cum se face întreținerea? De câte ori se face curățenie în acestea? Deci am... De-a lungul timpului am arătat și cu filmulețe și cu tot ce înseamnă cum se face curățenie. Curățenie se face generale. Cele generale se fac o frecvență, mijlocul de transport îi vine la o săptămână, cel puțin, în funcție de... Mă rog, prin rotație, cum își permit cei care fac curățenia.
Și se face curățenie generală, adică se insistă pentru toate locurile în care nu se poate insista în mod normal la curățenia zilnică. Da. Și necesită o perioadă de timp mai îndelungată. De asemenea, facem curățenie zilnică în garaj. De câte ori intră în mijlocul de transport, el se curăță, se pregătește pentru a doua zi și se dezinfectează. Și se mai face și la capete de linii. La capete de linii, timpul fiind foarte scurt, nu poți să faci fiecare mijloc de transport. Se iau bucățile mari, dar ca să insisti, să-l speli fiecare cu fiecare. Și atunci se face un turnus, gen turnus, în care fiecare mijloc de transport care tranzitează capătul va fi spălat cel puțin o dată, sau de două ori, sau de trei ori, depinde de intervalul de urmărire și câte mijloace de transport sunt, astfel încât toate să arate. Dar aici aș vrea să fac un apel și la partenerii noștri, călătorii, că este foarte important să păstreze și dânsii, exact, astfel încât să fie mai ușor de întreținut. Sigur. Primul pas este să se facă curățenie și al doilea să fie păstrată. Da, exact. E o muncă de echipă și ar trebui să înțelegem și noi cetățenii că până la urmă, pentru a funcționa lucrurile cum trebuie, toate aspectele din ce ține municipalitate, trebuie să ne aducem aportul. Special le-am spus parteneri, nu le-am spus adversari sau... Da. Considerați că aveți o bună comunicare cu cetățenii? Ca societate? Cred că s-a îmbunătățit comunicarea în ultimii ani în societate, prin diferite modalități de comunicare. Cred că se mai poate îmbunătăți prin alte metode. Pandemia, în schimb, ne-a redus un pic. Noi suntem destul, și prin proiectele comune, și cu primăria, și cu asociația Tram Club, cred că suntem nu foarte prezenți, dar destul de prezenți cu proiecte, să se vadă că ne implicăm în viața orașului și că ne pasă. Și dovadă este că Iașiul este numit proiectul orașul tramvaielor pictate. Lucru care nu o să-l mai vedeți în alt oraș. Una e să pui în autocolant și alta e să pictezi cu anumit mesaj, cu anumită, și este și oaza de cultură înăuntru lui, deci încercăm să facem parte din viața orașului. Pentru că vorbeam mai devreme despre digitalizare, știu că foarte important pentru ca un oraș să devină inteligent este să integrezi comunitatea în mijlocul orașului și să-i asculți părerea, în sensul de a fi consultată ori de câte ori să iau decizii majore pentru municipalitate. Cu ce sugestii vin cetățenii? Și dacă nu vin, poate v-ar plăcea să fie mai activi. Am avut, când făceam proiectele cu Ziua Transportatorului, aveam chiar o sesiune în care discutam cu cetățenii și invitam cei mai nemulțumiți care... Uh-huh. Nu numai cei mai nemulțumiți, cei mai frecvent nemulțumiți. Și chiar au fost de succes în perioada în care puteam să facem. Nu era ușor. Sunt și unii care sunt perseverenți în a nu înțelege și a nu vrea. Aha. Sau numai că eu vreau. Dar da, 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 trebuie da. Să înțeleagă limitările. Și eu aș vrea autostradă în Moldova și eu aș vrea multe lucruri, dar lucrurile se clădesc rând pe rând, nu dintr-o dată așa să... Dar desigur, noi ascultăm, avem diferite canale de deschise, tot ce înseamnă, de la mail-uri până la Instagram, Facebook și alte chestiuni, mijloace de acestea de comunicare. Avem și comunicări între noi, am creat diferite grupuri care sunt foarte utile, astfel încât să putem interveni în afara camerei de la vedere din oraș. Uh-huh. Avem tot felul și reușim să răspundem în termenul chiar și mai repede. Să vă dau doar câteva exemple. Au pierdut poșete, laptopuri în autobuz. Imediat am acționat. Persoana a trimis mail-ul la 18 seara, la ora 19 era laptopul găsit și chiar o colegă de-a noastră de la secția 1, din Tudor Lămirescu, despre care și-a și scris cu femeia șofer de la noi, i-a dus laptopul personal doamnei în Copou. Un gest frumos. Da, 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 da. Din partea dumneai. Acum avem, am reușit și am crescut numărul, avem două doamne care sunt șoferi, o doamnă care lucra la control și a luat examen. Și urmează să... Doamne ajută să fie cât mai multe. E o meserie grea? Este solicitantă.
așa s-a putea, adică trebuie să fii atent. Dar din cum s-a exprimat dumnealor, dacă îți face plăcere și ai o atitudine cât de cât pozitivă și calmă, eu zic că reușești să faci față. Aici depinde de temperamentul fiecăruia, nu poți. Da, și s-a văzut ce se întâmplă din pricina neatenției și mă bucur că mi-ați spus înainte de emisiune că ați vrea să abordăm și acest subiect. Sigur. Până la urmă există transparență și asta e important. Mă refer la situația cu șoferul care din neatenție a dat petrecerea de pieton peste o tânără. Da, așa cum am spus și la momentul respectiv, e regretabil, fiecare are o familie, dar până la urmă trebuie să răspunzi pentru gestul, pentru acțiunea pe care ai făcut-o. Noi am acționat foarte rapid, dat fiind gravitatea cazului și nu numai, dar de obicei la asemenea nivel se acționează foarte repede și în spiritul legii în același timp și Comisia de Disciplină s-a întrunit, a analizat toate materialele video puse la dispoziție de către secția respectivă și a decis ieri desfacerea contractului de muncă a acestui șofer. Înțeleg că are și dânsul familie, dar altă soluție nu aveam, așa este regulamentul și asta trebuie. În același timp ne putem lega de că asta am zis și la momentul respectiv, am zis că ăsta e cel mai important lucru, ca virgulă, copilul să-și revină. Și din fericire copilul acum poate să respire singur, nu și-a revenit 100%, dar poate să respire singur, este pe calea cea bună de... Și asta ne bucură foarte mult. Chiar astăzi am discutat cu mama copilului și am spus că pe lângă asigurările respective ale RCA-ul de la autobuz, dacă este nevoie pentru ca fetița să-și revină în condiții normale și cel puțin înainte de accident, să fie cum era înainte de accident, noi îi vom da tot sprijinul și vom face tot astfel încât să beneficieze de tratament cel mai bun pentru recuperare. Da. Este această faptă o pată ca pentru companie? Oricum, cum ar trebui să privească ieșenii lucrurile până la urmă? Într-adevăr este o pată către companie, dar nu asupra tuturor șoferilor și vatmanilor. Asta vreau să reiterez. Noi făceam, cel puțin de acum 3 luni, văzând că am descoperit anumite probleme cu anumite persoane, nu neapărat șoferi sau vatmani, care veneau și vreau să se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice, am decis să facem un control mult mai riguros și astfel am făcut în aceste 3 luni 1000 de testări cu alcoolscopul, alcometru și din aceste 1000 au rezultat 6 desfaceri contract de muncă și sancțiuni de diferit nivel. Asta înseamnă că sancțiuni de diferit nivel, el dacă se prezintă la serviciu sub influența cu intenția de a lucra, adică nu intră încă pe poartă, da, atunci, mă rog, așa a fost moștenit contractul colectiv de muncă, îi dai treptat. Îi dai 10% pe 2 luni, 10% pe 3 luni. Nu poți să-i dai din prima pentru că am avut proces în instanță în care s-a spus că fapta a fost prea dură, măsura a fost prea dură comparativ cu fapta și atunci nu se justifică. Dar am înăsprit controlele, iar după acest incident, pentru că nu puteai să faci la toți în același timp, așa, dar acum ne-am reorganizat și facem la toți la intrare. Și facem prin aleatoriu la stradă, în special cei care vin la schimbul 2 și schimbă la stradă. Și atunci facem aceste controle. Și am înăsprit astfel încât, sperând să nu mai avem asemenea accidente, prelucrăm cu ei în fiecare lună. Până acum făceam fizic, dar cu pandemia a trebuit să facem online sau să-i adunăm pe câțiva. Și da, da, da. A fost mai greu un pic, dar prelucrăm cu ei și îi facem conștienți de riscurile la care se expun dacă nu respectă aceste reguli. Chiar vorbeam și anterior emisiunii. Oricum nu este de înțeles o astfel de atitudine, pentru că salariile sunt unele destul de bune în cadrul companiei. În sensul că este un post pe care ar trebui să-și dorească să-l păstreze.
Da, ce să vă spun, așa cum v-am spus, nu, salariile nu sunt nici foarte mari, dar nici nu poți să spui că nu e un câștig pe care îl ai dacă muncești, dacă vrei să muncești, dacă nu. De exemplu, sunt tot felul de chestiuni cu care ne izbim. Sunt oameni care nu i-am văzut niciodată la Comisia de Disciplină. Adică, nu au avut un accident. Da. Sunt persoane care lucrează în cadrul companiei. Nu au avut un accident. Sunt alții care, în schimb, parcă caută. Domnul care a făcut accidentul ăsta, colegul, fostul coleg al nostru, nu era o persoană care să... Fi avut antecedente? Da, probleme deosebite sau ceva, chiar... Lumea îl stima, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Da, dumnealui a spus că a fost neatent pentru că dorea să ia un aliment. Da. Și v-am întrebat, nu există pauză de masă? Deci, în general, pauzele de masă sunt calculate, dar există anumite intervale la ore de vârf. Care nu se poate pierde timpul cu o pauză de masă. Care nu se poate pierde, pentru că... Dar, bineînțeles... Dar nu este motivul principal pentru care, pentru că dacă n-ar fi fost alcoolul, înțelegeam că era foame și... Dar de obicei, știți, lucrurile se întâmplă când se cumulează factori. Se leagă, clar. Da? Nimic nu e întâmplător în lumea asta. Toate când se leagă, atunci duc la un comportament sau care te face să regreți. Îmi pare rău, revin pentru salariatul nostru, care are și el familie, are copii, nimănui nu-i comod să treacă printre o chestiune de genul ăsta. Dar, pe de altă parte, trebuie să gândească și la gravitatea faptei și la ce putea să facă mai grav dacă nu-și revenea această faptă. Da, și tot referitor la accidente, în ultima vreme s-au petrecut câteva accidente în care au fost implicate tramvaiele companiei. A cui este vina aici? Sunt și foarte mulți șoferi care nu cunosc foarte bine regulile de cel cu circulație. Blochează tramvaiele. Cu siguranță. Aici... Mă rog, legislația este ok din punct de vedere, așa e și în Europa. Poți să circuli pe calea de rulare a tramvaielor, bineînțeles, în funcție de numărul de benzi, dar nu trebuie să blochezi tramvaiul. Pentru că nu neapărat că intră neapărat în el. Poate exista, nu știu, orice mecanism poate, sau orice om poate să aibă anumite probleme la un moment dat și nu acționeze cum trebuie. Din păcate nu se înțelege, dar... Da, ce să vă spun, azi am primit de la asigurări o înștiințare că s-a finalizat dosarul cu accidentul acela de pe Apanu. Și că vinovat a fost doamna care a întors și asigurarea pe RCA-ul ei va trebui să repare toate autovehiculele. Da, vedeți, în păcate din neatenție și chiar în continuare sunt mulți care întorc în fața tramvaiului pe linie continuă. Da, da, da. Nu, nici măcar nu se asigură, am înțeles, linie continuu, nu mai vrei să faci încă 10 minute ca să întorci nu știu unde, dar măcar asigură-te. Nu trage deodată de volan și după aia, vai, ce am făcut. Da, da, sunt acuzați deseori vatmanii de faptul că pot demonstra mai multă înțelegere, oricum ei se cred stăpâni pe acea bandă. Da, sigur, arăți înțelegeri față de unul, față de doi, dar oamenii ăștia sunt în trafic ore întregi și la un moment dat... De acord, dar să știți că nu... Mă rog, aici e o legendă transmisă. Un vatman, dacă Doamne ferește, intră într-un vehicul, chiar dacă e staționat pe linia tramvai, intră și el în culpă. Da? Culpa poate fi comună, cel mult, vina vatmanului. Da. Pentru că nu e de acceptat un asemenea de comportament abuziv, ca să da bine, staționează și ce trebuie să intru în el. Nu este... Și atunci, de multe ori, vatmanii, dacă nu iau și puncte, pot fi suspendați. Acum, dacă prin codul muncii, dacă e suspendat și nu mai are dreptul de a conduce, pot să desfac contractul disciplinar, contractul de muncă. Lucru de nedorit. Și nu cred și are și el familie, nu cred că se expune el așa gratuit. Din contra, aș spune că există foarte mulți vatmani care au salvat autovehicule care au făcut manevre ne la locul lor sau intempestive, dar sunt și zone unde nu poți oprește efectiv. Tramvai, știți prea bine că la o viteză de 20 km de oră ați văzut unde a oprit pe Apanu acolo. Da, 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 da. Un pilon important ar fi benzile unice. Da, benzile dedicate, eu le spun. Dedicate. Da,
Desigur, aici trebuie o strategie, că numai benzile dedicate nu vor rezolva problemele. Trebuie o strategie cu parcările, cu benzile dedicate, cu tot ce înseamnă, astfel încât, pentru că vrem, nu vrem, ei sunt o realitate, ocupă un spațiu fizic pe șosele. Și atunci, benzile dedicate acolo unde se poate face pentru început, măcar la orele de vârf, da, să putem face între anumite ore, și atunci bătaia cea mai mare este pe orele de vârf, când omul vrea să ajungă foarte repede cu mijlocul transport. Urmând ca după aceea să poată să circule în măsura în care nu blochează linia tramvai, ar fi un început. Credeți că dacă ar exista aceste benzi dedicate, ar fi și mai mulți cei care ar apela la transportul public? Cu siguranță, dacă încet, încet omul compară timpul practic, timpul, până la urmă totul se rezumă la timp. Și confortul și... Chiar financiar. Și financiar, un leu 25 mergi. Sigur. În orice colț al orașului vrei. Cu siguranță, dar aici schimbarea comportamentului nu se poate face de azi pe mâine. Omul trebuie să fie convins că așa este, ca să poată să renunțe la mașină. Da. Văzusem și o întrebare pe pagina noastră de Facebook. Întreabă cineva de ce nu avem și noi mijloace de transport care să circule noaptea. Au fost experimente făcute în anumite perioade și vreau să vă spun că din fluxurile făcute s-a constatat că mergeau degeaba. Efectiv. Am introdus, am avut asemenea proiecte pilot, chiar și de noaptea muzeilor, acum vreo 2 ani, atunci au fost ceva mai pline. Am pus și de sărbători, anul acesta chiar am pus de sărbători, la Revelion, la Paște. Dar având în vedere că a fost și pandemie... Anul acesta a fost mai liber, că ai putut să mergi la Sfintele Sărbători de Paște. Da. Și cu toate astea, niciun călător. Deci nu e justific. Probabil că în viitor, dacă se modifică structura, viața de noapte, nu cred că se duce omul la muncă în general. Da? Se duce la entertainment, la distracții, la relaxare, la... Și atunci... A, deci nu excludeți ideea? Nu, nu excludăm. Cum evoluează lucrurile și se ridică restricțiile? Orice necesitate trebuie acoperită. Suntem transport public, nu suntem firmă privată sau... Văzusem o componentă interesantă pe site. Se pot închiria vehicule din cadrul companiei? Da, se pot închiria vehicule. Avem niște vehicule utilaje terasiere, bineînțeles cu programare prealabilă, pentru că avem și noi niște lucrări pe care le facem ziua, dar cu cerere dinainte făcută se pot. Și de asemenea, pentru persoane cu dizabilități există posibilitatea. În momentul când au o problemă și trebuie să ajungă la spital într-o anumită zi, într-o anumită dimineață, pe site, la noi, se poate face cererea și îi se răspunde. Trebuie să spună data, ora, locul la care trebuie să ajungă și ora la care trebuie să se întoarcă. Am avut asemenea cereri pe care le-am onorat. Perfect. Venind vara acum în sfârșit și temperaturile ridicate, făcându-și ele simțite prezența, apare și o problemă în mijloacele de transport public. Faptul că e prea cald de acum și că sunt unii călători care nu permit să se deschidă geamurile pentru a se asigura ventilația. Da, avem tot felul de chestiuni, conflicte, în ghilimele, de genul acesta. La o anumită curs și, într-adevăr, la un moment dat, conducătorii auto nu mai știu ce să mai facă. Pe o anumită curs îi se spune, închide aerul că e prea rece, dar deschide geamul. Ok, deschide geamul, închide aerul. Partea cealaltă, se urcă alții, domnule, dar dacă aer condiționat, de ce ții geamurile deschise? Închide geamurile și deschide aerul. Am avut aceste, să zicem, în ghilimele, conflicte la început, dar încet, încet am stabilit o anumită procedură, astfel încât... Care e soluția optimă? Soluția optimă e să regleze automat la temperatura de 22 de grade la șofer și astfel încât asta este, cine vrea să meargă, să meargă în condițiile astea de aer condiționat și nu putem să schimbăm de la fiecare. De asemenea, avem și iarna plângeri că e prea cald uneori în tramvaie. Da? Da, pentru că sunt acele rezistențe pe care circulă tramvaiul și iarna se comută rezistențele de sus, rezistențele din... Și am avut și aici. Da, mă rog, oamenii sunt diversi și e bine așa că sunt diversi. Noi încercăm să facem față cât putem. Și toți cetățenii spun că pentru un transport civilizat contează foarte mult ca șoferii să poartă uniformă.
Da. Și acum totul este ca aceea să fie purtată într-adevăr și să mai fie și prezentabilă, adică curată, călcată. Da. Am avut asemenea experiență cu uniformele și experiența ne-a arătat că acel sistem de uniformă, de costum, de fapt, nu a fost, pentru că în 2 ani de zile, după spălări repetate, sau acum am... Nu aveau mai multe uniforme de schimb? Nu, aveau un costum și 2 cămăși. Okay. Și atunci ne-am gândit și sperăm acum în perioada următoare să lansăm noua uniformă tot în zona culorilor acestea, verzi cu o combinație, dar pentru vară să poarte tricouri, ba care absorbă și comode și cămăși, urmând ca pentru toamnă să găsim niște bluze tot așa pe gen verde, flis și cu niște haine din stofă din asta care rezistă mult mai mult și pantaloni gen uniforma de la polițiști, cam acea, așa, acel material. Să fie și comod, pentru că mă gândesc că într-un sacou nu e tocmai comod să conduci 12 ore pe zi. Și totodată să reușim, pentru că noi atunci am făcut costumele la comandă, ceea ce nu mai găsești, a durat până a venit stofa, că noi nu mai producem stofă, din păcate. Da. Și trebuie să o aducem din Turcia să o importăm. Și a durat foarte mult până a venit. După aia ia le măsuri, fă-le la atelier. E întreagă. Așa am reușit să găsim un catalog din produse din acestea care sunt pentru protecția muncii și unde se fac la efectiv. Exact, în masă. Și se comandă în masă, aducem din fiecare, probează, știm, XXL, XL, L. Da, da, da. Și atunci vom putea fi mult mai dinamici în ceea ce privește și în curând o să vedeți aceste tricouri și le vom prezenta când va veni vremea să... Credeți că prin uniformă se va dovedi și o creștere a calității serviciului? Cu siguranță va fi primul impact. Când vezi cu uniformă, cu... Cel puțin așa a fost și în toate țările civilizate care au ajuns la concluzia când te prezinți la servici, te prezinți într-o anumită ținută. În drumul către servici poți să mergi cum vrei, dar când ai ieșit în vestiar să ieși la stradă, trebuie să ai o anumită ținută. Și bineînțeles, oricărei companii de asemenea dimensiune, pentru orice companie este un lucru bun. Să ai o uniformă, să ai o identitate vizuală. Există această identitate vizuală în alte orașe? Nici nu știu dacă tot șoferii au o uniformă. Da, și când spun, există în țările din... la noi nu prea știu să existe decât sporadic. Dar sigur în țările din Germania, noi ne-am inspirat de acolo și am văzut ce echipament au ei. În Germania, și când spun identitate vizuală, nu mă refer numai la echipamentul lor, ci și coloritul mijloacelor de transport. Da, e destul de complicat de gestionat și cu angajații, pentru că aveți un număr mare de angajați, păreri împărțite, cerințe diferite. Sigur, și n-am depășit acel moment. Unora probabil că e rușine să aibă uniforma asta, că va fi identificat ca un salariat de la CTP și atunci dacă, eu știu, unul e supărat pe un controlor. Și varsă. Am înțeles. Sunt și mentalități genul ăsta ne-am izbit. Dar asta nu înseamnă, nu trebuie să ne împiedice să mergem către această identitate vizuală. Care mai este situația cu controlorii? Controlorii, acum am evaluat activitatea lor și, din păcate, din 74 de controlori, cei care n-au avut activitate satisfăcătoare, îi vom concedia. Dar care e problema acolo? De atitudine, de relaționare problema cu cetățeanul? Problema este de atitudine, în primul rând, că nu este posibil să nu faci încasări lună de lună. Adică să n-ai activitate, să nu poți să scrii nimic, zero realizări. Nu, efectiv îl țin degeaba. Și atunci nu are sensul. Dar când am transferat de la tonete la controlori, o parte din acei salariați s-au integrat destul de bine. În rest, căutăm pe cât posibil să nu creăm conflicte, să înțelegem lumea, dar în același timp să fim și fermi, că sunt și unii care efectiv vânează
să nu vină controlul ca să nu plătească un bilet de 2,50 lei. Da, e greu în zonele în care sunt controlori cunoscuți, că sunt unii pe care îi recunoaște toată lumea și acolo se știe, da. Dar se întâmplă să nu, ideea a fost, să nu fie niciun indiciu. Da, noi am schimbat un pic strategia, nu neapărat să speriem oamenii că vine controlul. Chiar au fost perioade în care, până s-au acomodat cu noile sisteme de validare, da, da, da. Au fost înțelegători, chiar au fost îndrumați și i-am înțeles. Adică nu mai vânăm efectiv, dar nici nu poți să lași să, în conținut în care noi circulăm și vedem că sunt oameni care merg o stație, sigur că se uită cumva imediat și îi simți, îi vezi că capul, ochii umblă în toate părțile. Da, 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 să recunoască. Nu se uită pe geam, să gândească el la... E atent, e încordat. Dar față de anii trecuți, da, mai scăzut numărul celor care încearcă să circule fără bilet? Da, noi am luat niște măsuri după ce am văzut că această activitate la câțiva salariați trenează și am impus niște măsuri și niște evaluări ale lor și urmăriri și au crescut numărul de amenzi. A crescut numărul de amenzi, asta înseamnă că mai sunt călători care nu vor să-și ia, dar în schimb partea de coerciții. Crescând numărul de amenzi, asta ne face să credem că suntem pe drumul cel bun din punctul nostru de vedere. Dar efectul ar vrea să fie conștient călătorul că o amendă de 50 de lei sau un proces verbal de 100 de lei este mult mai costisitoare decât un bilet de 1,25 lei dacă faci două transbordări. Da, mi-am amintesc că mai erau în trecut niște scandaluri în rândul cetățenilor legate la problema următoare. Controlori care amendau copii. Da. E acum oarecum ingrată situația. Da. Avem și cazuri acum, dar dacă ați observat, în lunile premergătoare începerii școlilor în regim normal, am readus în amintea elevilor și cu modul cum pot să-și ia bilet, astfel încât să evite anumite probleme sau altercații, conflicte cu controlori. Totuși, legea spune că, virgulă, chiar dacă ești elev, trebuie să ai dovada, chiar dacă e gratuit abonamentul, trebuie să-l ai la tine și să arăți. L-ai uitat cumva acasă, nu e o problemă. Îți dă o invitație sau îl trimiți într-o poză, nu e o problemă asta. Da, da, da. Dar măcar spui că l-ai uitat acasă și dai datele frumos și îi trimiți dovada că, într-adevăr, ăsta era acasă. Dar legea spune clar că trebuie să-l ai asupra ta în momentul când există controlul. Care este timpul de așteptare în momentul de față? Timpii de așteptare variază în funcție de ora din zi, zona. De exemplu, dacă o luăm pe traseele comune din Târgu Cucului și până în Piața Unirii, acolo trece și la un minut un tramvai. Dar acolo sunt zone comune. Dar acolo luăm pe trasee, strict pe trasee separat, planificarea noastră este undeva la 5, 7 minute, 8 minute. Iarăși, în afară orele de vârf sau sărbători, ajunge până la 15 minute, 20 de minute. Bineînțeles că de ce am spus, că asta e planificat. El se realizează în anumite intervale orare, dar depinde foarte mult de nivelul de aglomerare și participanții la trafic. Cât de des circulați cu mijloacele de transport? Chiar duminică, acum a fost ultima oară când am circulat cu un autobuz și am văzut câteva chestiuni, inclusiv chestiunea aceasta în care folosea cineva telefonul și mi-a dat ideea ca să promovez această... Și în rest, v-am zis că am observat călătorii care, în ghilimele, vor să ciupească, adică să urcă pentru o stație, două și tot drumul numai așa, să uite stânga-dreapta, să vadă dacă vine un eventual control și atunci scoate imediat. Dar, din păcate, acum, din păcate pentru el, acum se blochează și în momentul când validează, nu mai este posibil acest lucru. Ce să spun, cu educarea se face greu. Dar nu e imposibil, trebuie să stăruim în a educa lumea să plătească un bilet.
Am ajuns la finalul emisiunii. Care ați vrea să fie concluzia discuției de astăzi? Întorcându-ne și la subiectul principal, la noile autobuze și tramvaie care vor ajunge la Iași. Concluzia ce aș vrea eu să transmit e că la nivelul municipiului Iași și al companiei se fac eforturi și există o strategie de dezvoltare a transportului public. Aș vrea ca pasagerii, călătorii noștri să ne considere de parteneri și să înțeleagă că atunci când nu este ceva perfect, este perfectibil și o să facem tot ce ne stă nouă în putință omenește și al infrastructurii ca să le facem viața mult mai ușoară. Dar până să ajungem acolo, trebuie să trecem un pic, să mai suferim și unii și alții, din păcate. Mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru informațiile oferite și așteptăm să reveniți în studioul nostru. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. A fost alături de noi la acest moment domnul Cristian Stoica, directorul general al companiei de transport public Iași. Nu uitați să dați un like și un share posterii pentru ca mesajul să ajungă la cât mai multă lume. Să rămâneți în continuare alături de echipa noastră. Urmează o nouă ediție începând cu ora 15, iar noi ne vedem mâine de la 12:30 într-o emisiune cu totul specială. Vor fi prezenți în studioul nostru atât profesorul dr. Grigore Tinică și părintele Calistrat Chifan. Vom discuta despre inimă din punct de vedere duhovnicesc, dar și clinic. O, va fi foarte interesantă discuția de mâine, așadar vă invit să fiți alături de noi începând cu ora 12:30. Toate cele bune!